O acțiune de verificare a fost desfășurată în perioada 4 februarie-8 februarie pe baza informațiilor deținute la nivelul gărzii forestiere Suceava cu privire la transporturi fictive de material lemnos pe drumurile publice. Aceasta s-a desfășurat împreună cu lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Biroul Fondului Forestier și Piscicol. În acest sens, au fost efectuate verificări asupra unei activități unui operator economic cu sediul social pe raza comunei Sadova. S-a pus accentul pe existența stocurilor de material lemnos din depozitele societății aflate la cele două puncte de lucru declarate din Sadova, în concordanță cu documentele care atestă transportul respectivelor volume. În caz au fost constatate unele aspecte de natură contravențională. La primul punct de lucru s-a constatat lipsă nejustificată de gestiune, ce totalizează 15,30 de metri cubi de lemn de lucru esențe rășinoase, sens în care s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amendă în valoare de 8.000 de lei. S-a dispus confiscarea cantității de material lemnos, stabilindu-se o valoare de 3.060 de lei pentru aceasta. La al doilea punct de lucru a fost constatată lipsa nejustificată în gestiune, ce totalizează 56,31 de metri cubi de cherestea esență rășinoase. Operatorul economic a fost amendat cu 10.000 de lei și s-a dispus confiscarea valorică a cantității de lemn, stabilindu-se pentru aceasta o valoare de 48.990 de lei. De asemenea, a fost constatat un plus în gestiune de lemn de lucru esență rășinoase de 34,41 de metri cubi. Pentru aceasta a fost aplicată sancțiunea de 10.000 de lei și s-a confiscat cantitatea de material lemnos, stabilindu-se pentru aceasta o valoare de 20.095 de lei. Astfel, în urma controlului, au fost aplicate sancțiuni contravenționale de 28.000 de lei și a fost confiscată cantitatea în valoare de 72.145 de lei.